Noua investiție în învățământ de la Berislăvești, grădinița cu program prelungit, va avea 3 grupe, cu câte 20 de copii în fiecare. Noua construcție va fi disponibilă atât pentru copiii din localitate, cât și pentru cei din zonele învecinate. Administrația locală a luat toate măsurile ca noua locație să beneficieze de un spațiu modern de ultimă generație, un cadru ideal pentru cei mici de a învăța și a se juca în condiții excelente. Primarul Nicolae Popescu va încerca să facă un contract cu o firmă de catering, astfel încât cei mici să poată servi o masă caldă la prânz.